Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scara Mecanică. În acest episod, înainte de toate, vreau să vă aduc la cunoștință un canal, să promovez un canal, să-l ajut, mai bine zis, un canal, ce găsiți pe el? Întâi să vă zic ce găsiți. Scrap, Minecraft, GTA 5, The Forest, Bachiar și live-uri. Foarte multe live-uri. Canalul se numește Vlad Gaming, numele canalului Vlad Gaming 02. Dacă țineți minte, băiatul care m-a ajutat cu câțiva bani pe live-ul trecut, ne găsim live la 7:30, și băi, de ce nu? Haideți să-l ajutăm și noi, aveți link-ul lui în descriere, primul link acolo. Puteți să vedeți ce postează omul, dacă vă place, vă abonați, dați un like și toate cele. Și eu sunt aici alături de Scaugrau. Salut. Suntem în blană cu băiatul. Salut, salut. Bun, bun, bun. Ce vom face în acest episod? Ia zi, Barosane, ce vom face în acest episod? Vom prezenta un dinozaur preistoric care pute. Mă, într-un fel, nu pot. Nu tu. Aveți și canalul Scaugrau în descriere. Veți găsi și la el live-uri. Scara Mecanic. Vă rog, ajutați-l la, nu știu, o să facă și el un episod în Scara Mecanic solo, oricum am făcut un live. Mergeți la el, vedeți ce greșeli are, ajutați-l, adică am încredere în voi că puteți să faceți chestia asta și dați un like. Și hai să prezentăm. Prima oară, poftim? Am făcut 1000 la celălalt. Blană, mă, blană. Pune tu mașinuța aia ta și după o să arătăm dinozaurul preistoric care pute la mine. Care și zboară, a uitat să precizeze. Și cred că vedeți că deja am dă mustață. Și de ce am ochelari? Am ochii obosiți. E ora 5 dimineața și am ochii foarte obosiți. Mă pun în spate. Vrei să conduc eu? Te rog. Ce mi-e place situația aceasta. Ops. Așa. Ești gata? Am crezut că eu am deschis-o. Ce îmi place mașina asta. Poți să o restori? Da, păi, chiar foarte ușor. Deci este o mașină făcută de domnul nostru, Scaugrau, de glume. Workshop. Workshop Aura. Acest episod nu vom construi noi nimic, știți cum facem. Într-un episod construim, într-unul prezentăm, pentru că așa e frumos. Ce face ăsta? Ok. Opa! Ia, fii atent cum facem. Mai îmi spawne și una, adică o salvez pe asta. De fapt, spawnează tu, ca să nu stau să bag în listă. Spawnează tu încă una. Mi-o fac eu albastru frumos. Și blană. Okay. Mersi, e felul meu de-ați mulțumi. Bun, hai să vedem ce culoare facem. O tunăm! Bom, bom, bom. Da, eu la orice zic că o tunez. Chiar dacă îi schimb culoarea, la mine se numește tunat. Pentru că așa. Schimb culoarea la mea. Verde de la The Guard, știi? Eu fac albastru, cred. Până o fac eu albastru, pe asta se face dimineață. Băi, nu. Da, într-un fel, da, se face dimineață. Dacă stai să o iei așa. Și apropo, țin să vă anunț pe canal, o să apară un clip cu un joculeț pe telefon. O să fie un joculeț super, super, super epic. Nu a apărut încă, nu s-a lansat. Nu s-a lansat, dar acum se lansează marinic. Ba, m-am pe treabă. Nu pot să vă zic ce este, că nu pot. Dar, stați, Jeană. Top secret. Da, și cred că merge multiplayer. Dacă merge multiplayer, e blană. Dar, repet, încă nu a apărut, nu am foarte multe detalii. Și de asta. Că știți că am mai făcut odată pe birge. Pe birge. Dar chiar ai făcut joculețe pe telefon, pe canal? Da. Ce joculețe ai încercat? Clash Royale. Eu am făcut Clash of Clans. Bine, m-am mai jucat la Hill Climb, știi? 2-ul. M-am jucat. Și când aveam atunci perioada aia, calculatorul stricat, atunci m-am jucat blană. Știi perioada nașpa. Da, deci, molu, n-ai idee cât am putut să mă oftic. Și mi-a luat 4 luni ca să-mi readuc canalul la viață. Vedeți, n-am renunțat, mă arăt nicăi cu voi. Mamă, avem mult de modificat la astea. Yes, of course.
Da, ia cum o faci tu? Oh, albastru ca focul. Focul e galben. Focul nu e galben. Depinde, n-ai văzut niciodată flamă albastră? Ba da, ba da, la aragaz. Corect, vezi? Deci n-ai cum să zici că nu. Da. E o chestie și asta. Mamă, eu fac verde de urzică. Bine, nu e de ursică, dar un verde urât, lime de ăsta așa, ce fi. Să zicem, hai să-l numim verde de ursică. O tunăm ca în GTA. O tunăm ca în GTA, corect, corect. Dar acum ne știm și noi cât se chinuie omul ăla să coloreze mașinile din GTA. E, bine, om, na. Acolo e tot așa, zbam, zbam, zbam. La de dealer. Te duci, ți-a făcut mașina cum vrei, cum nu vrei. Te face om ăla acolo. Îți face mașina mașină. Corect. Te duci cu mașina, pleci cu o bestie, nu că joacă. Joacă, joacă, da. Așa le facem să se vadă. A mea cred că e cam gata. Are. Da, da. Suspensiile. Sus, suspensii, sus, sus, suspensii. Stai așa că eu îmi pun lumină albă, că așa e frumos să ai lumină albă la mașină. Sau neon. Ok, da. Bine, eu așa îi zic culorii astea neon. Chit că nu are nici cea mai mică legătură cu culoarea neon sau cu neonul în sine. Mie așa îmi place să zic neon. Că și Practic tot neoane sunt, doar nu-s becuri de alea. Adică, cred că-s neoane chestiile. probabil nu. Probabil nu știu. Ah, barem. Sincer, nu știu. Sincer, nu pas. I don't care and I don't wanna know why I should care. Yep. Da. Mamă, stai să vezi aici. Stai să vezi la... Oh, se lasă jos. Se lasă jos. Eu mi-o las jos. Mie-mi place jos. Ceva ce n-am înțeles ideea. Am înțeles ideea. Așa, a mei full tunetat. I-aș băga și puterea mai mare la motor, dar după aia o vedea zborul. Gata, 3 pus. cu ce zici asta? Forță, tati. Dar stai că nu-i gata, nu pot să spun că e gata când ea nu e gata. Where is the mijloc aici? Pus și geamuri acolo, eu sărăcie cu a mea. Am observat. Stai, calm. Și de la negri, a, păi asta e deja tunat ca lumea, nu? Nu o glumă. Păi ne jucăm. Zi, ne jucăm. Păi. Ne jucăm. Trag o dungă și pe asta. Uite, așa frumos. Băi, apropo, voi când vedeți clipul ăsta, eu cred că sunt undeva prin City, în Constanța. Dacă vreți să veniți, mă găsiți ori la zona aia unde te joci pe Xbox, ori KFC. KFC. Stau până pe la 2 jumate, după mă duc cu treaba. Ca să știți, ocazional, nu știu. Bun. Hai te pa aici, așa. Asta o fac neagră. O, nu sta lângă mașina mea, că face lag. Fac poze, thumbnail. Când muncesc, eh? Unii La muncesc, muncă. alții fac poze, păi. Frumos. Opa! Hai că vezi, karma. Karma, karma. Karma e dură. Știu. Eu îmi pun capace pe roată. E bine dacă știu cum să-mi ocolez, dar pe să-mi pun și capace. Bearing-uri pe roată. Să arate așa mai diferit, știi? Într-adevăr. Auto ea. Puclai sick, man. Puclai sick. Ce se aude când merge mașina, parcă e un dildo de la... Un dildo? De unde știi cum se aude un dildo? Nu știu.
M-a auzit la o prietenă de mea, care a auzit și la alte prietene de ei. Da, 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 hai să o dăm, mă, prietene, haide, hai. Hai să o dăm toți, că am auzit de la o prietenă, da, 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 da. I-am făcut cadul lui Johnny, prietene, în Dildo. Da, da, da. God, eu am mașină de aia, dansatoare. Nu prea voiam să știu faza cu Dildo, dar... fie. Fie. Ia, da, merge aparent să-i pun toată banda. Eu-mi bag LED-uri sub ea. Uitați să vopsesc ceva. Și mi le fac pe buton, adică... când e, e. Când nu-i, nu-i. Asta e. Unde să le punem, unde să le punem? Bam, bam, aici. Lipim, lipim, nu lipesc nimic, dar prind. Hai că din prezentat noi ne facem mașină, acum am realizat. Se mai întâmplă, de fapt da, prezentăm și modificăm. Și rămâne să vă arătăm acum imediat giganticul chestie. O, ce zice mașina mea? Frumos, frumos. Puglai Sig, motherfuckers. Așa e a mea Puglai Sig. Pam, pam, pam. Ce ai făcut? Mi-am făcut și de aia șmecherie neagră. Ai copiat. Are gumă, hoțu. Are gumă. Ceva de genul. Voi, dacă te faci... Gata, nu, atât, nu ai ce să fac. Dacă hai, eu cum pe workshop, dacă pe workshop în comparație cu aia default, asta... Gata, așa, ochioasă neagră. Încă nasul. Maoleu! Oh, ce-mi place chestia asta, da? Bun, deci cam astea sunt ce am făcut noi, ele schimbă culoare. Am lăsat-o frumos jos, sau te. Avem și pom. Spil. Spilul, tati. Fii atent, haide, lasă mașina. Hai să le arătăm la oameni. Bă, nu cu Space, nu mai ieși din mașini cu Space. Ai spărut? Ah, nu, dă-o n-ai, oricum, mapa asta nu contează. Stai să-mi salvezi mașina, nu se știe când. Că era aici frumos. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Eu, era să pun căsuță. Save. Tita ai delete-ul ce-i dau. Salvezi și eu. Da, da, da. O să ți-o dau, nu-i problemă. Hai aici. Fiți atenți, oameni buni, ce avem noi aici? Asta, să intrăm în el. Hai, da. Vrei un scaun? Într-adevăr. Ia. Dacă doriți, domnule. Space către ele ca să poți să intri. Să închid ușa, a. Ok, închide eu. Închide eu. Și cum văd din alt, din unii first person? Apasă cât de multe ori? A. Sau ți-a apăsat alt și dai de rotiță? Oh my god. Ce rechin mare. Mhm, deci fiți atenți și fiți atenți ce știe să facă. Deci un rechin zburător, oameni buni. Am luat ideea asta de la fratele meu. Găsiți canalul lui în descriere, na. Să nu zic că îi fur ideile. Am văzut la el și mi-a plăcut. Și eu sunt ceva ce îmi place fur. De fapt, i-am dat calculatorul meu să filmeze. A filmat aici. Am acest drept. Corect? Corect. Corect. Hai că nici nu vrei să te joci tu cu el. Ia, ia. Am uitat, stai, 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 stai. 3. Hai că nici n-am ajuns. Și tu hărți. Bagă de tu șofer. Bagă de doar pe 4. Pe 4 și a zborul. Atât, atât. Lasă-l apăsat, 4. Nu, lasă-l apăsat. Acum dai tu în față, adică dublu va să dă. Dacă te puțin că e jale tare. Nu, și nu. Cum fac să o mai sus? N-ai cum. Atât de zboare. Înainte zbura sus, sus, sus. Că l-am făcut eu. I-am mai pus propulsoare. Așa. Nu, nu da dreapta că se termină mapa. Eh, oricum ne ducem în dreapta. Dăm stânga. Deci, vedeți ce? Avem un rechin aici. Are și ochi.
Păi rechinii n-au ochi, mă. Dar nu văd de ce scoate sunetul ăsta, că un rechin nu cred că face așa. Se femeie. Și aici pui nu știu care urlă. Ceva de gen. Am găsit și rămășițe din fosa la slab. Deschide-i gura. A, nu pe aici. Nu acum. Deschide, închide, 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 închide. Deschide. Da, na, 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 na. Wow. Ce șmecher am ieșit. Deschide gura. Las-o așa. Dobidobidobado. Nu! M-am bugat din gura. Te-am mâncat. Gata. Să iei o idee, să știi. Să știu ori deși parlamentar cu asta. Te duci la proteste. E așa câte 200 de mii oameni. Ia, deschide limba, deschide gura. Ce zici? Și le spui. Nu va pune asta, nu mai știi. Era anunțul ăla pe Olex cu tancul, nu știu dacă l-ai văzut. Sau nu pe Olex, nu mai știu. Vindea unul tank pentru proteste, gen. Pe bune? Mai bine, la Caterinca poți să dai să... Nici nu cred că ai voie să deții așa ceva. Ca persoană normală. Te duci cu tancul la plimbare. Ce pana mea? Ce-l faci? Bună, băieți, episodul acesta îl lăsăm și noi aici. Stai că ești prin gură. Ăla, mersi. Dolce șmecher, poți să-ți faci o casă, gen cu ușă de genul. Noi ne vedem data viitoare. Nu știu azi ce mai pun. Dacă eu n-am clipuri, găsiți la Scaugrau pe canal. Cred că pune el. Eu o să fiu plecat după cum am spus. Și ne vedem data viitoare. Aveți canalul Vlad în descriere, canalul Scaugrau în descriere. Și pentru idee, canalul Fratimiu, Fratimiu Real, în descriere. Are câteva clipuri filmate la mine aici în studio. Așa că, plană tati, ne vedem data viitoare, baftă! Pa, 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 pa!